În ajunul sărbătorilor de iarnă, poliția de frontieră a suplimentat numărul angajaților, ceea ce va permite fluidizarea traficului la vamă. Totodată au fost deschise benzi suplimentare de control. De asemenea, polițiștii de frontieră vor ține legătura cu omologii din România și Ucraina pentru a interveni operativ în orice situație. Cu toate că sunt la datorie, polițiștii de frontieră din Republica Moldova nu uită de tradiții. Au adunat orchestra, au luat instrumentele muzicale și au mers la colegiilor ucraineni să-i colinde. Ofițerii din țara noastră le-au cântat colegiilor din Ucraina în limba ucraineană. Thank you.